Uite, Alex, am desfăcut sticla de vin. Mai eram deja pregătit, te așteptam. Superb. Este un... Nu m-am gândit să aleg vinul ăsta. Cumva îmi place foarte mult combinația. Este un Chardonnay cu un Sauvignon Blanc în cupaj. Și știi ce e interesant? Că Chardonnay-ul ăsta, ceea ce este cumva diferit pentru Franța, da? Dar în România cumva se practică. Este un Chardonnay ținut în butoaie, în baricuri de stejar franțuzesc, 18 luni. Okay. Și de cumva caracterul ăsta mai unctos așa al vinului. Dar interesant este că și Sauvignon Blanc e, da, e prezent. Da, pare că tinerește așa un pic. Și dacă pot să punctez un pic, are și o etichetă foarte frumoasă. Da, de asta l-au și denumit abstract, pentru că au, cumva sau, au două variante de abstract, pe alb și pe roșu. Dar asta îmi place foarte mult la ei. E interesant, este de mult clar. E un vin bun, eu sigur că o să se potrivească super bine cu pește, o rețetă cât mai clasică, fără complicații, pește cu sare, sare, un sos de unt și salată. Mă, are, uite, are aciditate, clar la pește merge, nu? Da, sunt sigur că o să merge. Deci parfum are tot ce trebuie. Uh-huh. Perfect, perfect. Începem gătitul. Primul lucru pe care ar trebui să-l facem foarte rapid este să ne curățăm un pic peștele de aceste notătoare care ne vor sta în cale. Foarte rapid cu o foarfecă, cel mai la îndemână, și tăiem. Bun, avem peștele curățat. Următorul pas ar fi să feliem niște lămâie. O felie mai mititică, mai zdravână, cum preferați. Avem niște ierburi aromatice. Avem cimbru, tarhon și ceva. Orice ierburi aromatice funcționează pentru asta, pe care le băgăm în cavitatea peștelui. Și o felie de lămâie. Avem aici sare normală, în care punem un pic de apă. Nu este o rețetă exactă câtă apă poți să pui. O începem cu mai puțin mai degrabă și apoi vedem. Atâta vreme cât sarea devine maleabilă după și o putem lipi, o putem mula pe pește, înseamnă că am pus cantitate suficientă. Avem tava, punem tava și facem un pat peștelui. Punem peștele frumos pe patul pe care l-am făcut și începem să acoperim, să-l închidem cu sarea. Avem peștele acoperit de sare. Următorul pas ar fi să-l băgăm la cuptor. Temperatura la cuptor ar trebui să fie undeva la 180 de grade minim, iar ca timp îl recomand undeva la 45 de minute o oră. Nu mai mult de atât în niciun caz. Dacă cu cât e peștele mai mare, poate să mai crește un pic timpul. Pentru sos, care va fi un sos de vin cu unt și pe planta aromatică am ales chives-ul. Tot lucru pe care putem să-l facem e să facem sosul de vin, pe care trebuie să-l lăsăm să se reducă. Îi punem foarte puțină sare și foarte puțin suc de lămâie pentru a-i da totuși o notă și mai puternică de aciditate, deși vinul este acid. Este un sos clasic, este un sos care se folosește super des atunci când gătim pește. Începem să adăugăm untul, dacă se poate să fie tăiat cuburi în prealabil și să fie la o temperatură cât mai rece și începem să amestecăm. Nu ne grăbim să punem tot untul odată și îl punem treptat. Da, sosul este gata, după cum vedem avem o emulsie legată, foarte drăguț, culoare. Tot ce trebuie să facem acum este să adăugăm niște chives pentru culoare și chiar și pentru gust, adică va da un gust foarte bun. Și sosul nostru Beurre Blanc cu chives este gata de a fi servit. Avem peștele, l-am scos. Evident că e foarte fierbinte acum și ar fi indicat să nu ne aventurăm să-l spargem acum imediat. După cum vedeți, crusta s-a întărit. Asta înseamnă că n-a ieșit abur și că peștele s-a gătit perfect. Îl lăsăm 5 minute, timp în care ne putem ocupa de salată. Avem aici bolul nostru de scusată mixtă și nu trebuie să-i punem decât niște ulei de măsline, un pic de chives și la salată, pentru că avem și la sos, se potrivesc. Și tăiem un pic de lămâie pentru aciditate și un pic de sare. Avem sosul, avem peștele, avem salata. Trebuie să spargem cumva crusta. Asta necesită un pic de lovituri aplicate agresorului. Aveți grijă la abur când scoatem, pentru că vă dați seama că n-a ieșit nimic de acolo timp de o oră sau cât a fost gătit. Curățăm cu grijă sarea de pe pește. Acum deschidem, îi dăm pielea la o parte. Deci e superb dacă ați putea să mirosiți. Acum trebuie să luăm cu grijă peștele ca să-l prezentăm totuși frumos.
acum să-i punem sosul. Da, sosul e super gros, e superb, e unctuos, este superb. Și punem frumos peste pește. Am ajuns la finalul rețetelor, suntem aproape de a le și încerca. Deci avem dorada noastră care a stat, dorada care a stat în crustă de sare, am scos-o, avem sosul pe care l-am turnat peste, o felie de lămâie pentru cine își dorește și salata. Și vinul, evident, care participă și în preparat, dar și în timpul în care îl mâncăm. Poftă bună să avem, hai să vedem cum se și potrivesc. Murfa clar, crama trantu, abstract și un cupaj dintre Chardonnay și un Sauvignon Blanc. Chardonnay-ul baricat 18 luni în baricuri, în stejar franțuzesc, și pune amprenta asupra vinului, face un unctuos. Iar Sauvignon Blanc vine cu partea de condiment, de aciditate. Vinul este de o culoare galben-aurie. Aciditatea se simte, este destul de fructat și note florale așa în nas. Iar în asociere avem o gamă largă de mâncăruri pentru care putem asocia, dar cu siguranță preparatul pe care l-a pregătit Alexandru va fi o variantă foarte bună. Să aveți poftă, hai noroc!